Când te gândești la mașini scumpe de lux, foarte ușor îți vine în minte compania Ferrari. Această mașină este simbolul și sinonim cu bogăția, statutul social, grămezi mari de bani și puterea, fiind una dintre cele mai faimoase și apreciate mașini de lux din lume. Ferrariul este mașina la care probabil și tu visezi dacă te uiți la acest episod în acest moment, dar și mulți alți oameni visează la câștigatul unei grămezi mari de bani pentru a se putea bucura de experiența deținutului și condusului unei asemenea mașini, dacă măcar pentru o singură dată în viață. Cel mai adesea această mașină este deținută de oameni foarte cunoscuți, de actori sau negustori de zahăr și alte feluri de oameni bogați, oameni care se simt foarte bine și împliniți conducând aceste mașini care atrag privirile tuturora. Și în ciuda faptului că ar fi greu să treacă una pe lângă tine sau să fie parcată pe stradă și să nu îți atragă atenția, poate nu știi mai mult decât că este scumpă. Iar în acest episod vom pune la punct câteva lucruri. Pentru început, Ferrari este o companie italiană producătoare de mașini sport. A fost fondată în 1939 în Maranello de un italian pe nume Enzo Anselmo Ferrari, care s-a născut în Italia, în Modena, pe 18 februarie 1891. Enzo Ferrari nu a beneficiat de educație foarte multă, dar a crescut fiind pasionat de mașini, motociclete și de curse. A venit dintr-o familie modestă, bunicul său vindea la piață, iar tatăl său lucra în atelierul căilor ferate, iar Enzo Ferrari, pe lângă faptul că aprecia motocicletele, chiar a câștigat câteva curse și motocicleta sa preferată era produsă de britanici sub firma Rudge. El a început să fie implicat în curse la vârsta de 20 de ani, dar visa la asta de când avea 10 ani, după ce în 1908 a fost la curse și a fost fascinat de toată experiența, atât pe partea cursei cât și mecanică, și în acea zi, în 1908, i-a jurat tatălui său pe circuitul de la Bologna că într-o bună zi va deveni un șofer de curse. În următorii 10 ani el a trebuit să supraviețuiască primului război mondial, să treacă peste pierderea tatălui său și a fratelui său din cauza epidemiei din 1918 și chiar el era să moară în urma acesteia înainte de a intra în CMN, Construcțiunii Mecanice Național. Aceasta era o companie mică, producătoare de mașini, cu interes mare în curse. Aici a lucrat Enzo și a transformat camioane în mașini mai micuțe și pe una dintre acestea a avut șansa să o conducă într-o cursă. Prima mașină pe care a condus-o avea doar 15 cai putere. Astfel, inițial el era șofer de curse și designer. După ce a plecat de la CMN, a început să lucreze la echipa de curse a lui Alfa Romeo și mai departe a fondat echipa de sport, scuderia Ferrari Grand Prix și compania Ferrari. S-a căsătorit cu Laura Domenica Gareo în 1945, a avut un fiu pe nume Alfredo, care din păcate a murit la doar 24 de ani din cauza unei forme de distrofie musculară. Mai departe se spune că și-a vizitat mormântul fiului aproape zilnic. Mai târziu a mai avut un băiat, Piero, cu amanta lui Lina Lardi, și pe 14 august 1988 a murit la vârsta de 90 de ani. Și acesta este omul. Haideți să vorbim despre Ferrari. Am vorbit mai devreme de Alfa Romeo. Puțină lume este conștientă de faptul că la baza fiecărui Ferrari, în venele fiecărei mașini, curge sânge de Alfa Romeo. Și pentru asta ne ducem în 1929, când Enzo Ferrari a construit o echipă de șoferi de curse de la zero. În echipa sa l-avea chiar pe Tazio Novulari, om pe care Ferdinand Porsche l-a numit cel mai bun șofer din trecut, prezent și viitor. Iar când scuderia Ferrari a fost fondată în 1929 în Modena, Enzo Ferrari nu era interesat de ideea de a produce mașini care să meargă pe stradă, mașini în masă. Scuderia Ferrari înseamnă echipa Ferrari sau staulul Ferrari. Această echipă cumpăra și pregătea mașini Alfa Romeo pentru curse, iar când în 1938, aproape 10 ani mai târziu, Alfa Romeo a început să se ocupe pe cont propriu de echipa sa de curse, formând Alfa Corse în Milano, l-a angajat și pe Enzo Ferrari ca și manager al noii echipe formate, dar din cauza diferențelor de viziune, Enzo Ferrari a părăsit Alfa Romeo doar un an mai târziu, lăsându-și în urmă chiar și numele, pentru că scuderia Ferrari fusese cumpărată de Alfa Romeo și nu a mai avut voie să-și folosească acest nume pentru a produce vreo mașină pentru 4 ani mai departe. Câteva zile mai târziu, totuși, l-a fondat Auto Avio Construzione, o companie nouă care și-a construit prima mașină în 1940, un an mai târziu. Și doar 7 ani mai târziu, în 1947, este recunoscută prima mașină Ferrari reală. În timp ce a fost la Alfa Romeo, Enzo Ferrari a experimentat cu mai multe modele ciudate de mașini. De exemplu, a făcut o mașină cu două motoare în 1935, Alfa Romeo Bimotore. Avea două motoare cu supercharger în 8 cilindri, unul în față și unul în spate, care făceau doar 540 de cai putere și reușea doar să treacă de viteza
de 300 de km la oră. Din păcate, în ciuda acestor performanțe pe hârtie foarte serioase, pentru că era mare și grea, nu reușea să ia curbele perfect și nu a câștigat nicio cursă, totuși în timp ce era la Alfa, în anii 30, a reușit să bată echipele Mercedes și Auto Union, Audi, conduse de nazali, care în general dominaseră cursele, și au bătut în 1935 chiar la Grand Prix-ul German. Și fasciștilor le putem mulțumi pentru existența Ferrari în ziua de astăzi, după ce Enzo a părăsit Alfa Romeo și nu a mai avut voie să-și folosească nici numele, nici logo-ul, a fost forțat sub Auto Avio Construzioni să producă piese de schimb auto. A fost forțat pentru că această companie a fost confiscată de fasciști și aceștia ordonau să se producă piese de schimb necesare în război. Inițial acest lucru l-a dat evident înapoi, însă i-a oferit ocazia să-și pornească infrastructura și să-și pregătească atât forța de muncă, echipamentul, cât și fabricele necesare pentru a-și construi mai târziu automobilele. Și acum, dacă te întrebi cum s-a numit primul Ferrari, dacă el nu avea voie să-și folosească numele Ferrari, e bine, primul Ferrari avea numele de Auto Avio Construzioni 815. Mai târziu numele a fost prescurtat în Tipo 815 și în ciuda faptului că nu avea voie să-și folosească numele, el era primul tip căruia nu-i păsau regulile și contractele pe care le semna, astfel că în loc să fi stat pe tușă până să-și poată refolosi numele, a făcut această mașină cu motor de 1,5 litru, dar în V12, barcheta cu două scaune. Din păcate, războiul a dat un pic înapoi, fabrica din Modena a fost bombardată și distrusă, s-a mutat în Maranello, unde din nou a fost imediat bombardată și distrusă. El, în ciuda faptului că a călătorit în toată lumea, nu s-a mutat niciodată din această zonă, iar când a trebuit să reconstruiască din nou, contabilii săi l-au implorat să-și folosească noile fabrici pentru a produce mașini care pot să fie conduse legal pe stradă, pentru a produce fonduri necesare întreținerii echipei sale de curse. Nu a iubit opțiunea, dar a făcut-o. Aceiași contabili sunt responsabili pentru cel mai urât Ferrari făcut vreodată, produs în Marea Britanie, și asta pentru că de la mijlocul spre sfârșitul secolului al 20-lea, majoritatea producătorilor de mașini reușeau să aibă profit prin exportarea șasiului, așa cum am văzut în episodul trecut cu privire la BMW, însă acest lucru nu se potriva mereu, ba chiar putea să iasă oribil. De exemplu, 212-le din 1954 a fost remodificat de Abbott, un producător britanic, și nu sunteți surprinși de faptul că Enzo Ferrari nu a fost mulțumit. Acum hai să ne întoarcem la cel mai frumos Ferrari. E posibil să fi fost Testarossa din 1950, care din păcate a fost considerat expirat doar la câțiva ani după producere și putea să fie cumpărat în anii 60 pentru bani de o mașină normală, și acest lucru se întâmpla datorită ratei accelerate a progresului tehnologiei din acea vreme, unde o mașină care tocmai a fost terminată putea să devină expirată în 24 de ore. Lucruri noi descoperindu-se atât de rapid. Și totuși, aceste mașini foarte vechi, în ziua de astăzi, doboară recorduri după recorduri la licitațiile auto. Întotdeauna m-am întrebat ce semnificație are logo-ul Ferrari. Vrea să arate putere, bărbăție, prezență prin acel cal? Poate că da și poate nu. Dar în realitate, logo-ul este mult mai onorabil. Ba chiar a fost ales pentru a se onora un veteran din primul război mondial. Aici avem un cal care stă pe două picioare, pe un fundal galben, pe un scut, și avem literele SF. Acest design, acest cal nu a fost ales la nimereală și nici nu era calul preferat al lui Ferrari, ci vine de la Francesco Baracca, un pilot din primul război mondial care a murit în timpul bătăliei. Iar acest pilot picta acel cal pe avioanele pe care urma să le zboare. El era și un luptător foarte bun în aer, fiind un as al zborului, iar termenul de as al zborului îl primeai după ce doborai mai multe avioane în bătălie. Numărul minim pentru a te califica este de 5 avioane, dar se consideră că el a doborât mult mai multe. Iar în 1923, când Enzo Ferrari s-a întâlnit cu contul și contesa Baracca după ce a câștigat o cursă, cei doi, părinții lui Francesco Baracca, omorât în timpul unei bătălii în 1918, l-au rugat pe Enzo Ferrari să ia logo-ul fiului său și să-l folosească pentru echipa sa Scuderia, pe semne pentru a-i aduce noroc. Se spune că el a mulțumit și a acceptat cu umilință cadoul, spunând doar că va schimba fundalul din alb în galben în onoarea casei sale Modena. Și a reușit să implementeze acest lucru 9 ani mai târziu, când Alfa Romeo i-a dat voie să folosească logo-ul pe mașină la cursa de 24 de ore din 1932. Iar literele SF, dacă nu v-ați dat seama până acum, desigur sunt o prescurtare a lui Scuderia Ferrari. Și mai mult de atât, emblema Ferrari și Porsche, ați observat cu siguranță că se aseamănă și ai putea crede că s-au copiat între ele. Însă acest lucru nu este departe de adevăr. În realitate, ambele au aceeași origine. Baracca și-a pus acest cal pe avion după ce a doborât primul avion german asupra orașului Stuttgart. După cum știți, Stuttgart este orașul de naștere al lui Porsche. Astfel, Baracca, din nou într-un semn de onoare, cu privire la pilotul foarte bun pe care a reușit să-l doboare, și-a marcat mai departe avioanele cu acest logo cu origine în Stuttgart. Nu doar primul război mondial l-a încetinit pe Ferrari, care doar în 1919 a început să lucreze ca și șofer pentru CMN Construcțiunii Mecanice Naționale, ci și al doilea război mondial, prin bombardarea din partea forțelor aliate în 1944
1944 a fabricii și apoi în 1945, astfel el reușind doar 2 ani după terminarea războiului să-și producă prima mașină, în 1947, W125S, care a primit oficial și numele de Ferrari în martie 1947. Din păcate, în ziua de astăzi nu avem niciunul dintre aceste două modele. El nu a produs aceste mașini în masă, mașinile au început să fie utilizate pe circuitul de curse de la Piacenza din 11 mai 1947, nu au câștigat nici măcar, nu au terminat prima cursă pentru că au avut probleme cu pompa de injecție, însă Enzo Ferrari au zis că acestea au fost eșecuri promițătoare, iar doar 2 săptămâni mai târziu acele mașini au fost înapoi pe circuitul de curse, iar pe 25 mai au câștigat Grand Prix-ul din Roma și a devenit prima din 6 victorii pe un circuit de 13 curse pe care Ferrari le-a câștigat. Spuneam că aceste două mașini nu mai există pentru că Ferrari, în loc să le păstreze, le-a dezansamblat și le-a folosit ca și piese de schimb pentru modelele următoare. Deși este unul tragic, a dus echipa mai departe, iar din 1947, conform companiei, Ferrari a câștigat peste 5.000 de trofee în curse. Printre acestea avem 15 titluri mondiale la Formula 1, 16 titluri mondiale la Formula 1 pentru inginerie, 14 titluri mondiale de producători de mașini sport, 9 victorii pe circuitul Le Mans de 24 de ore, 216 Grand Prix-uri de Formula 1 și așa mai departe. De asemenea, scuderia Ferrari a fost prima echipă care a ajuns la 100 de victorii în Grand Prix și asta în 1990 pe Grand Prix-ul francez cu pilotul Alain Prost, iar în Belgia în 1992 au celebrat cea de-a 500-a cursă sportivă. Și asta a fost tot pentru azi, aceasta este prima parte despre Ferrari, episodul desigur este foarte lung, a fost structurat cât am putut de bine, am dat la o parte cât am putut de mult, nu am vorbit despre modele speciale, aniversare, doar o să subliniez foarte puțin parcul incredibil de distracții, nivelul de cât de mult poți să modifici o mașină, faptul că ți-a 2 ani de când ai comandat-o până îți ajunge și altele, pentru că istoria în sine este prea fascinantă, frumoasă și vreau să vorbesc mai mult despre ea. Ne vedem în episodul următor. Până atunci, eu sunt Alex Cosma și atenție la semnele de circulație Cadmer.